Deputat, la alegerile parlamentare noi din 15 martie, în circumscripția respectivă. CCU Hâncești a constatat că Vitalie Balinski a avut numărul necesar de semnături în favoarea candidaturii sale și a prezentat toate actele necesare pentru a permite înregistrarea sa. Cine este Vitalie Balinski, dar și care sunt planurile formațiunii politice care l-a desemnat pentru a candida la funcția de deputat, discutăm în această ediție chiar cu dumnealui. Domnule Balinski, bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, Victoria. Domnule candidat, probabil foarte multă lume se întreabă, dar eu vă rog să ne spuneți chiar dumneavoastră, cine este Vitalie Balinski? Vreau să vă spun că astăzi am fost înregistrat de Consiliul Electoral de Circumscripție Hâncești ca candidat la funcție de deputat în Parlament pe circumscripție 38, care vor avea loc pe 15 martie. Eu sunt în echipa partidului politic Șor și în echipa președintelui partidului din anul 2016. Vreau să cunoașteți că sunt de la întemeierea acestui partid. Sunt parte a acestei echipe și am fost alături de tot ceea ce s-a făcut în municipiul Orhei, în raionul Orhei și toate cele lucruri care s-au făcut în țară. Am fost parte la toate scrutinile electorale care au avut loc în această perioadă. Mai mult ca atât, din 2015 până în 2019 am fost consilier municipal în Consiliul Municipal Orhei. Am pus umărul la ceea ce am arătat astăzi întregii țări ce am făcut în Orhei, la cele lucruri frumoase, cele proiecte care s-au implementat, sociale s-au implementat în Orhei și am aprobat toate cele decizii care au dus la bunăstarea cetățenilor din acest raion. Dar iată, chiar dacă ați enumerat ceea ce ați făcut, activitatea dumneavoastră anterioară, totuși în lumea politică nu prea sunteți cunoscut. Nu vă este frică cumva că ați putea rămâne la acest nivel, să zic? Știți, vreau să vă spun, nu mi-este frică deloc. Eu sunt omul faptelor. Noi am făcut și am arătat. Eu niciodată nu am stat în umbră. Eu permanent în această perioadă din 2016 am discutat cu oamenii. Am mers în teritoriu, am intrat în esența problemelor oamenilor. Am încercat să-i ajutăm pe mulți oameni și sunt vizibil în teritoriu și lumea mă cunoaște. Poate public n-ați prea vorbit despre activitatea. Public nu am vorbit, dar activitatea mea este palpabilă. Pentru că sunteți și vicepreședintele formațiunii politice. Sunt vicepreședintele formațiunii politice și mă bucur de aceasta și... Iarăși mă repet, am pus umărul la tot ceea ce a făcut partidul și ceea ce este vizibil azi. Cred că Partidul Politic Șor este unicul partid din țară care a administrat o localitate și a adus-o exemplu întregii țări. Vorbim acum despre Hâncești. De ce ați fost ales președintele organizației teritoriale în Hâncești tocmai acum, înainte de campanie electorală? Eu dețin funcție de vicepreședinte a Partidului Politic Șor. Evident că conducerea partidului m-a desemnat pe mine ca candidat la funcție de deputat în această circumscripție. Credeți-mă că noi avem ambiții mari pentru această circumscripție. Într-adevăr, vrem să schimbăm viața locuitorilor în această circumscripție. Și este și firesc că cel care este candidat pe această circumscripție să intre în esența problemelor cetățenilor și de aceea am fost și ales și susținut de către conferința teritorială ca să fiu ales în funcție de președinte a organizației teritoriale Hâncești, să consolidăm rândurile partidului în primul rând în această circumscripție și să intrăm în esența problemelor cu care se confruntă cetățenii în această circumscripție și în acest raion. Bine, vorbiți că doriți să intrați în esența problemelor cu care se confruntă locuitorii din circumscripția respectivă, dar dumneavoastră cunoașteți despre ce probleme concret este vorba, cu ce probleme se confruntă locuitorii de acolo, anume din Hâncești? Știți, cu aceleași probleme se confruntau și locuitorii din Orhei, din raionul Orhei în 2016 și noi am încercat să le ușurăm viața oamenilor, să le rezolvăm problemele, să le asigurăm un trai mai decent și
Aceasta am făcut-o în Orhei. Problemele de Hâncești nu diferă de problemele din alte localități din țară. Nu diferă de problemele cu care se confruntă cetățenii lăsate. Drumuri, iluminare, apeduct, canalizare, condiții de trai joase. Aceleași probleme sunt la toți, ca în toată țara. Acestea sunt și în Hâncești. Deci ați vorbit dumneavoastră despre careva probleme la general, bine, dar haideți să vedem noi ce au aflat colegii noștri. Au fost la Hâncești și au făcut un reportaj special pentru noi, pentru a vedea ce probleme au și care sunt așteptările locuitorilor de acolo. După care noi revenim la discuții. Drumuri bune, apă, canalizare, școli și grădinițe moderne sunt câteva așteptări pe care le au oamenii din Hâncești de la deputatul pe care îl vor alege în data de 15 martie. Ei spun că acesta este și motivul pentru care vor merge la alegeri, în schimb îi cer viitorului deputat să contribuie la dezvoltarea localității în care s-au născut. Drumurile principale și apă tragă la sate. Infrastructură. Sigur, și prin suburbii, pentru că noi locuim și la țară și lucrăm aici. De aceea am dori foarte bune drumuri să fie, pentru că mai curat, multe, cum să vă spun, drumurile se mai reguleze, curățenie facem mult. În oraș ar trebui și o curățenie oarecare. Am încercat să aflăm de la ei dacă au deplină încredere în cei care le cer insistent votul și le promit marea și sarea. Noi de-am văzut că partea lui Șor a făcut și multe au făcut pentru Orhei și eu cred că ei sunt tăruși să fac și pentru Hâncești. Oamenii spun că au decis cu cine să voteze după ce au văzut că președintele partidului politic Șor, deputatul Ilan Șor, le-a schimbat viața spre bine orheienilor, iar datorită lui, orașul Orhei dispune de cea mai dezvoltată infrastructură din țară. De asemenea, locuitorii din Hâncești spun că numai echipa partidului politic Șor a demonstrat că lucrurile în Moldova pot fi schimbate spre bine. Ne bucurăm și drumuri și... chiar pentru copii multe și școli și vedem ceva bun, e mai bun ca aș zici în Chișinău. Orhei între și Chișinău, capitala. Ați vrea și la Hâncești să fie așa ca la Orhei? Clar, cine n-a vrea să trăiască mai gine. Orhei e frumos. Măcar când am fost pe televizor l-am văzut, dar cred că și e bine dacă... populația salvătieță, cred că să fie bine, să fac o regulă oarecare. În timp ce unii alegători din Hâncești știu ziua în care sunt chemați la urne pentru a vota deputatul care să le reprezinte interesele, alții sunt mai puțin interesați de subiect și nici măcar nu știu cine sunt candidații. Nu știu. Nu pot să vă spun. Cine candidează? Nu pot. Eu, într-aș așa, în politică nu. Nu veți merge la vot? Nu. Nici n-am mers. Nu prea mă uit eu la mesiuni liste, eu mă uit la mele care trebuie, dar așa nu. Dar nu știți nici pe ce dată? Nu știu eu nici. Nici nu vă interesează? Dar nu mă interesează deloc. De ce? Pentru că... Alegerile parlamentare noi, organizate în circumscripția uninominală numărul 38 din Hâncești, vor avea loc în data de 15 martie. Asta după ce Alexandru Botnar a renunțat la mandatul de deputat. Până acum în cursă au fost înregistrați 6 candidați. Deci iată, am văzut problemele cu care se confruntă lumea în Hâncești și ce așteptări au locuitorii de la cel căruia urmează să-i dea votul la 15 martie. Sunt foarte multe lucruri, într-adevăr, de făcut, de implementat acolo, reforme. Dumneavoastră nu sunteți din Hâncești, nu? Nu, eu nu sunt din Hâncești, eu sunt din Baștină, din orașul Orhei. Și iată, în situația aceasta, credeți că locuitorii din Hâncești vă vor da votul? Vreau să vă spun una. În 2015, locuitorii din Orhei și-au dat votul pentru domnul Ilan Șor, care nu este băștinaș din Orhei. În 2018, locuitorii din comuna Jora de Mijloc și-au dat votul pentru colega mea, doamna vicepreședintă Marina Tauber, la funcție de primar în comuna Jor, că de asemenea nu este băștinașă din această localitate. La recentele alegeri din octombrie 2019, Taraclie a votat candidatul partidului politic Șor, Vecislav Lupov, care este originar din Chișinău.
faptul de a fi băștinaș nu este important. Cetățenii își vor o schimbare. Și pentru un nebăștinaș este mai simplu, mai ușor să activez în acest teritoriu. Nu sunt neamuri, rude, nu sunt cumetri și este foarte simplu de administrat. Toți sunt egali. Și aceasta au dovedit toți candidații noștri care nu sunt băștinași din unitățile administrative teritoriale care noi le-am administrat. Și pentru mine este sincer, eu cred că voi face față provocărilor, nefiind băștinaș, îmi va fi mai ușor să activez în această circumscripție și până acum în această circumscripție... Știți că moldovenii mai vor, de-ai noștri, așa că... Eu cred că moldovenii de acum își vor un trai mai decent. Ei s-au săturat să-i voteze pe ai lor, pe cumetri. Noi întotdeauna ne-am dorit, doar că nu prea am avut... Nu prea a reușit. Și dați să vedem cine au fost reprezentanții în forul legislativ în această circumscripție. Băștinaș, care, din păcate, după alegerile din februarie, a uitat despre alegători. Nu au mers odată să se întâlnească cu alegătorii care i-au ales în forul legislativ în Parlament. Și aceasta mi-au spus-o locuitorii din teritoriu, în localitățile în care am mers. Dar dumneavoastră, iată, vorbiți că cunoașteți, că doriți să faceți, că dar efectiv ați mers în teritoriu, ați vorbit cu oamenii, așa, i-ați întrebat În perioada de colectare a semnăturilor, eu personal, cu echipa mea, am mers în toate localitățile, în toate primăriile din circumscripția 38. M-am întâlnit cu cetățenii, am intrat în esența problemelor cetățenii, am discutat cu ei. Și am intrat în esența problemelor care sunt în localități. Vreau să vă spun că m-am întâlnit și cu administrația publică locală și care, din păcate, mi-au spus că după alegeri, mă repet încă o dată, după alegerile din februarie, au uitat cei pe care i-au ales ei despre ei, despre alegătorii din teritoriu. Și vreau să vă spun că de acum mi-am format o agendă și știu problemele fiecărei localități din circumscripție 38. Ați menționat la un moment dat că atunci când ați fost desemnat ca să fiți candidat în acea circumscripție, ați fost cumva ținta unor atacuri politice, denigrări. Vreau să ne spuneți despre ce anume este vorba și din partea cui au venit aceste atacuri. Atacurile au venit din partea potențialilor concurenței electorale. Da, în urma conferinței care a avut loc pe data de 1 februarie, eu am fost ales ca președinte a organizației teritoriale și în urma acestui eveniment, în spațiul public, au apărut un șir de denigreri în privința mea și a partidului, precum că facem careva evenimente, corupem alegători. Acesta a fost un eveniment de partid, un eveniment pur statutar, unde a fost aleasă conducerea organizației teritoriale. Și noi vom face față acestor atacuri care le fac contra candidații noștri, acestor denigreri urâte, dar vreau să le spun că noi suntem pentru aceea, pentru a face o campanie electorală corectă, echidistantă și fără careva provocări stupide. Dar iată, aceste atacuri v-au destabilizat cumva poziția și v-au tăiat un pic așa din elanul și din ambiția, pentru că a zis că sunteți ambițios și... Nu mi-au destabilizat deloc poziția. Eu sunt tare, o să merg cu capul în sus și credeți-mă că voi face față acelor provocări din partea concurenților noștri electorali. Reprezentanți Partidul Șor, mai bine zis, sunteți o persoană importantă pentru că sunteți vicepreședintele formațiunii politice. Spuneți-ne, vă rog, care sunt planurile de viitor? Ce va face în viitor Partidul Șor? Va rămâne în opoziție sau poate se va alătura guvernării, mai știi? După alegerile parlamentare, colegii mei din fracțiunea parlamentară au declarat că noi suntem în opoziție, dar noi suntem în opoziție constructivă. Noi vom vota în Parlament acele proiecte legislative care sunt destinate pentru îmbunătățirea bunăstării cetățenilor.
noi vom susține tot ceea ce înseamnă infrastructură, drumuri, lucruri bune făcute pentru cetățeni. Dar în niciun caz noi nu vom face coaliție cu actuala guvernare, cu PSRM-ul. Noi vedem că, din păcate, doctrina care ar fi trebuit să fie la Partidul Socialist, doctrina socialistă, ei au derapat de la ea. Chiar recent vedem că țara a fost vândută Fondului Monetar Internațional contra la o sumă de 20 de milioane de dolari. Noi în continuare vom fi în opoziție, în opoziție constructivă și vom susține acele proiecte bune destinate cetățenilor. Dar au avut deputații partidului politic Șor discuții despre eventuale alianțe cu alte formațiuni politice? Cunoașteți ceva despre acest lucru? Nu au avut careva discuții. Noi din start, după alegerile din februarie, am declarat că vom fi în opoziție constructivă. Și după câte cunosc eu, careva discuții nu au avut loc. Deci n-au avut loc. Nu. Dar oricum, știți, se vede că... Deci se întâmplă în realitate, este foarte greu în opoziție să poți implementa proiectele pe care le-ai promis oamenilor, alegătorilor. Opoziția e opoziție, dar când ești la guvernare, oricum, ai alte pârghii. Ca exemplu este Orhei. Noi nu am fost la guvernare la nivel central în Orhei. În localitățile care le-am câștigat în urma alegerilor scrutinului din luna octombrie. Și noi am putut face. Noi putem administra la nivel local corect, eficient, fără corupție, fără odcaturi, spunem așa cum este, fără multe lucruri murdare care s-au făcut până acum. Și dacă îți dorești și ești corect și echidistant în ceea ce ține de administrarea unei localități, unui raion, unui sat, se primește și este rezultat din aceasta. Partidul Șor își dorește alegeri parlamentare anticipate? Orice scrutin electoral necesită surse financiare, da? Orice scrutin electoral se pune pe umerii cetățeanului. Da, aceasta este o povară pentru cetățeanul de rând. Dar, din păcate, actuala guvernare este fragedă. Nu este fragedă, nu are susținere politică. Și susținerea politică este fragilă. Mâine, poi mâine, poate să cadă și țara poate să intre într-un colaps politic, într-un haos politic. Și pentru a nu ajunge la acest haos politic, da, noi ne dorim alegeri parlamentare anticipate. Dar... Dumneavoastră, credeți că aceste alegeri, rezultatul, mai bine zis, al alegerilor, vor schimba cumva configurația politică, harta politică, legislativ? Eu cred că vor schimba și partidul politic Șor își va majora rezultatul, va avea un rezultat cu mult mai bun. Aceasta au arătat și recentele alegeri locale și următoarele alegeri parlamentare, indiferent de faptul că când vor fi ele, vor da dovadă țării că partidul politic Șor într-adevăr are încredere cetățenilor și vom avea un rezultat bun. Și eu sper că actuala configurare politică, evident că se va schimba, că lumea s-a dezamăgit. S-a dezamăgit de acei politicieni care fac politică din stradă, care au avut guvernarea în mâini, din păcate, și au cedat-o, că nu au putut face față provocărilor. Este cu mult mai ușor de a face politică din stradă, de a ieși cu pancardele, de a critica pe toți. Dar iată, dumneavoastră, spuneți că v-ați întâlnit cu cetățenii. Ce spun oamenii din Hâncești, de exemplu? Ei își doresc alegeri parlamentare anticipate sau spun că cei de la guvernare să se mobilizeze cumva, să se consolideze și să lucreze în beneficiul cetățeanului? Știți ce spun cetățenii? Ce? Cetățenii spun că în ultimii 28 de ani de zile, politicienii își aduc aminte de ei numai înaintea scrutinelor. Numai înaintea campaniei electorale.
Toți vin și promit și nimeni nu face. Spre deosebire de noi, de partidul politic Șor, care am promis, am făcut. Și că aceasta este dovadă, rezultatele la ultimul scrutin din octombrie 2019. Lumea nu are încredere din actuala configurare politică, de actualii politicieni, din actualii reprezentanți în legislativ. Dar totuși, pe ce scor mizați? Că iată s-au făcut și unele sondaje care spun că nu veți intra în legislativ în caz de eventuale alegeri. Asta spun sondajele. Victoria, cine comandă sondajul, același face parte. Toate sondajele sunt plătite de cineva, sunt comandate de cineva. Vreau să vă spun că... Chiar credeți asta? Da, cred în aceasta și așa și este. Fiecare politician, politicienii care sunt acum la guvernare, încearcă de a-și ridica ratingul în fața cetățenilor. Și majorează acele sondaje, iar pentru partidele care nu sunt comode ori convenabile, micșorează rezultatele sondajelor. Despre partidul politic Șor se spun foarte multe lucruri, inclusiv unele controversate. Există cu adevărat democrație în interiorul partidului și cum sunt luate, de fapt, deciziile acolo? Care este procedura? Spuneți-ne, vă rog. Pe verticală, pe orizontală? Cum? Toate deciziile sunt luate de comun cu colegii noștri. De comun, în discuții aprinse, în ședințe, nopți întregi chiar, pe unele subiecte. Dar toate deciziile sunt colegiale. Eu înțeleg la noi în țară multe, de către cetățean, partidele sunt percepute ca niște SRL-uri, dar la noi nu este așa. Eu chiar mi-aduc aminte, cu 2 ani în urmă, eram într-o ședință cu conducerea partidului pe un subiect care ulterior l-am introdus în programa partidului. Am discutat foarte mult, am discutat chiar vreo 5 ore în dezbateri și am ajuns la un consens și la un numitor comun. Și toate decizii în partid, într-adevăr, este democrație și ne propunem și ne dorim și toate deciziile le primim de comun cu colegii noștri. Ați spus că oamenii percep partidele politice ca pe niște SRL-uri. De ce face această declarație? De ce o faceți? De ce credeți asta? Eu vă spun care este percepția unor oameni și vă spun cum se primesc deciziile la noi în partid. Tot despre partidul politic Șor vorbim, despre liderul partidului, mai bine zis, Ilan Șor, care este dat în căutare, este plecat din țară. Afectează cumva acest lucru imaginea întregului partid? Răspuns la această întrebare cred că l-a dat recentul scrutin electoral din luna octombrie 2019. În urma scrutinului, noi ne-am menținut rezultatele din februarie 2019 de la alegerile parlamentare, necătând la faptul că după alegerile parlamentare și în vara acestui an au fost supuși multor presiuni, multor atacuri asupra partidului, asupra președintelui, dar încrederea oamenilor a ratat și am fost votați de către ce alegătorii din această țară. Avem peste 42 de primari aleși, avem peste 500 de consilieri locali, raionali, municipali. Avem primarul orașului Tăraclia, care a câștigat colegul nostru, domnul Vecislav Lupul. Și aceasta a arătat că încrederea cetățenilor este în partidul politic Șor. Dar ce înseamnă un partid politic? Da, este liderul partidului, este președintele partidului, dar noi suntem o echipă de peste 60.000 de oameni. Și un partid politic înseamnă o echipă de oameni. Și cetățenii din țara noastră au încredere în această echipă, indiferent de faptul este președintele partidului pe loc ori nu este pe loc. Apropo, dar unde este domnul președinte al partidului, domnul Șor? Știți, cred că la orice emisiune unde vin colegi de mei se pune întrebarea aceasta, unde este domnul președinte. Toată lumea se întreabă. Da, domnul președinte foarte des apare în spațiul public. El este împreună cu noi.
Recent a ieșit chiar și în careva emisiuni, m-a prezentat pe mine. Domnul președinte participă activ la activitatea partidului, la implementarea proiectelor partidului, în administrarea tuturor localităților unde noi am câștigat primăriile. Și suntem în veacul 21. Nu este obligatoriu să fii prezent aici pe loc. Este important ceea ce faci. Și ceea ce facem noi se vede. Da, e adevărat, dar e foarte greu să faci, bănuiesc, să faci politică de la distanță. E foarte important să fii pe loc. Eu mă repet încă o dată. Noi suntem, partidul politic înseamnă o echipă de oameni care s-a întrunit în jurul unei idei care o promovează și o implementează. Când va reveni domnul Șor la propriu, nu doar prin rețelele de socializare? După cum și a declarat și domnul președinte, și eu pot să vă asigur că el este gata oricând să revie, este gata oricând să vie să dea depoziții, să elucideze ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar din Republica Moldova, dar, din păcate, noi nu avem acei procurori care să nu fie influențați politici și nu avem acea justiție corectă și, din aceste considerente, este riscul eminent pentru securitatea domnului președinte. Domnule Balinski, dumneavoastră v-ați născut la sat, la oraș? Eu m-am născut în orașul Orhei. În orașul Orhei. Mi-am petrecut copilăria la țară, o perioadă de timp. Sunt născut în Orhei, mi-am făcut studiile la școala din Orhei, ulterior facultate. Sunt de baștă din Orhei. De ce v-am întrebat? Pentru că vreau să ne spuneți dacă cunoașteți cu adevărat care sunt problemele oamenilor, în special din localitățile rurale de la noi. Victoria, după cum cunoașteți, eu sunt vicepreședinte de partid, vicepreședintele Partidului Politic Șor. În activitatea mea, de când s-a înființat partidul, eu m-am ocupat cu construirea structurilor de partid în țară. Eu am mers în foarte multe localități din această țară, în foarte multe sate. Eu m-am întâlnit cu președinți de organizații locale, primare, teritoriale. Eu am discutat cu oameni, cu membrii noștri de partid. Și eu cunosc situația care este în localitățile rurale, cunosc situația care este în orașele din țară și permanent mă aflu în comunicare cu colegii mei din teritoriu și cu oamenii de rând din teritoriu. Domnule Balinski, reșind, iată, din situația în care se află, în care, mai bine zis, locuiesc oamenii la țară, analizând situația demografică a Republicii noastre, situația nu este deloc frumoasă, ba chiar este destul de gravă. Satele efectiv dispar. Iată, auzim la știri, practic, în fiecare zi, pentru că dispar. Lumea pleacă. Spuneți-mi dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, există vreo soluție, poate, de a stopa acest lucru, pentru că este catastrofal pentru noi și poate de a face cumva, de a stimula revenirea oamenilor acasă? Este posibil în ziua de azi la noi, în Republica Moldova, acest lucru? Este posibil. Chiar în ultimele două săptămâni, discutând cu cetățenii, ce își vor cetățenii la țară? În primul rând, își vor un loc de lucru, un salariu decent. A doilea moment care îl vor oamenii, un trai decent și infrastructură. De ce pleacă oamenii peste hotare? Ori că nu au un loc de muncă pentru a-și căuta un loc de muncă, ori pleacă că nu au condiții de trai la ei acasă. Nu au drumuri, nu au iluminare. Pleacă pentru ca copiii să meargă la o grădiniță mai bună, ori la o școală bună. Noi trebuie să le creăm aceste condiții. Să le creăm drumuri iluminate, să le creăm străzi iluminate, să le asfaltăm drumurile. Infrastructură. Omul vrea infrastructură. Omul își dorește seara să nu vină acasă la orele 6, să stea în beznă, să nu aibă unde ieși. Omul își dorește să primle un copil seara, copilul să meargă la o grădiniță unde să fie alimentat corect, să primească niște studii calitative la școala la care merge. Bine, și în final ce avem? În final nu avem nimic.
În final nu avem nimic în satele din Republica Moldova. Spuneți-ne de ce se întâmplă acest lucru. De ce se întâmplă acest lucru? Eu cred că politicul s-a distanțat de către cetățean. Politicul nu intră în esența problemelor cetățenilor. Politicienii vin la cetățeni, numai înainte de alegeri și apoi uită de ei. Politicienii trebuie să fie zilnic, să trăiască cu problemele cetățenilor, să încerce să le rezolve problemele cetățenilor și să le facă cetățenilor un trai decent. Dar ne-ați recunoașteți sau nu credeți că deputații merg în teritoriu, vorbesc cu oamenii? Colegii mei, vreau să vă spun sigur că colegii mei merg în teritoriu. Eu chiar am fost acela care am solicitat să meargă colegii în fiecare săptămână în teritoriu, să discute cu cetățenii, împreună cu consilierii noștri raionali, împreună cu consilierii locali, să intre în esența problemelor. Și vreau să vă asigur că colegii mei merg în teritoriu, încearcă pe măsura posibilităților să rezolve problemele cetățenilor. Dar, din păcate, mergând acum prin teritoriu, am constatat că acei deputați care au fost aleși pe circumscripții uninominale pe teritoriul țării, din păcate, din luna februarie nu au mai fost în teritoriu, de la alte formațiuni politice am vedea. Și asta mi-a confirmat-o toți cetățenii cu care m-am întâlnit. Dar eu, între aceste două săptămâni, m-am întâlnit cu peste 2000 de cetățeni. Necătând că înainte de alegerile din februarie, toți le-au promis că săptămânal vor fi în teritoriu. Știți că o obligațiune a fiecărui deputat este de a merge săptămânal în teritoriu, de a se întâlni cu cetățenii, de a intra în esența problemelor administrației publice locale și de a încerca să rezolve anumite solicitări cetățenilor. Că deci este alesul poporului, alesul cetățeanului. Deci dacă ești ales pe circumscripție, cumva te responsabilizează acest lucru mai mult decât dacă ești ales pe listă de partid. Sigur. Domnule Balinski, vorbeam anterior despre și ați enumerat problemele demografice, acestea, plecarea cetățenilor și vă întrebasem cum, care sunt soluțiile în opinia dumneavoastră de a opri acest fenomen și de a stimula revenirea oamenilor acasă. Locuri de muncă, infrastructură, trai decent, plus trebuie să implementăm careva programe. Careva... Despre ce programe? Concret, spuneți-ne la ce vă referiți. Recent, în data de 6 februarie, a început sesiunea primăvară-vară a forului legislativ, a Parlamentului. Colegii mei din Parlament, din fracțiunea Partidului Politic Șor, vor ieși cu mai multe inițiative legislative. Și una din inițiativele legislative a Partidului Politic Șor este stimularea revenirii cetățenilor acasă. După cum știți, noi în această programă am implementat-o în municipiul Orhei. Pe parcursul anului 2019 au revenit peste 100 de familii și aceste familii care au revenit de peste hotare au anumite facilități. Da, noi familiilor care au revenit de peste hotare le acordăm asigurat un loc de muncă, le acordăm facilități la achitarea serviciilor comunale, discutim de taxele locale pe o perioadă determinată, pe 3 ani de zile, și le acordăm indemnizații din partea noastră și oamenii revin acasă. De ce să nu facem asta la nivel legislativ? Colegii mei au elaborat un proiect de lege care în curând îl vor înainta în Parlament, prin care cei care vor reveni acasă, ne dorim noi să fie aprobat proiect, cei care vor reveni acasă și vor iniția o afacere, să fie scutiți de impozitul pe venit, să fie scutiți de anumite taxe, să fie primească careva indemnizație la procurarea locuinților, să fie scutiți de achitarea poliției de asigurare socială, dându-i cetățeanului careva facilități, el va reveni acasă.
Iată, vorbiți despre inițiative legislative. Fracțiunea Partidului Politic Șor în Parlament a venit des cu multe inițiative legislative, majoritatea dintre care au fost respinse de colegii din Parlament. Cum vă explicați dumneavoastră acest lucru? Știți, inițiativa legislativă, eu pe parcursul activității în Partidul Politic Șor am fost responsabil de către programul Magazine Sociale. Toți cred că cunoaștem. Da. Magazinele Sociale, un proiect implementat de către Partidul Politic Șor. Și noi am ieșit cu inițiativă de statul să se ocupe cu astfel de proiecte, să înființeze magazinele sociale. Noi eram gata să transmitem toată rețeaua de magazinele sociale statului, dar acest proiect nu a trecut. Eu cred că politicienii, actuala guvernare, se tem de proiectele noastre, că proiectele noastre sunt îndreptate spre bunăstarea cetățenilor și în urma proiectelor noastre va crește popularitatea Partidului Politic Șor și prin neadmiterea acestor proiecte ei încearcă să ne blocheze ca să nu crească popularitatea Partidului. Și dumneavoastră, dacă ați fi ales al poporului, ce ați schimba cumva în... nu știu, ați face ceva ca să, fiind în opoziție, deci în momentul în care nu ai susținerea colegilor, iată, din Parlament, este foarte greu să-ți realizezi proiectele. Și cum, în opinia noastră, ar putea de readus la viață totuși aceste proiecte? Insistență, mai mult ca atât, chiar și fiind în opoziție, poți să faci multe lucruri bune pentru cetățenii în localitate. Poți să te implici la tot ceea ce face administrația publică locală, cum se cheltuie banul public, în tot ce ține de infrastructură, să vii cu un suport și cu o mână de ajutor în teritoriu și credeți-mă că eu cred că în curând actualul legislativ va vedea că proiectele noastre sunt bune, sunt destinate pentru cetățeni și noi insistent le vom promova și sperăm că vor fi acceptate de către forul legislativ. Vorbim în continuare tot despre aleșii poporului, despre deputații. Iată, zilele acestea s-a discutat despre majorarea salariilor deputaților cu 30%, cu vreo 4.000 de lei, pe când alți bugetari au primit un adaos de abia de 10%, dacă l-au primit. Dacă dumneavoastră ați fi fost, să admitem că ați fi fost deputat în actualul legislativ, ați fi votat majorarea lefurilor aleșilor poporului? După cum cunoașteți, noi nu am votat legea bugetului. După cât cunosc eu, acesta a fost un amendament înaintat de către un deputat la legea bugetului prin care s-a majorat salariul deputaților cu 30%. Și este foarte dureros că un funcționar public i s-a majorat salariul cu 10%, iar la unii deputați de cu 30%. Eu, fiind deputat în Parlament, nu aș fi votat așa amendamente, așa cum au făcut-o colegii mei din legislativ și nu au votat proiectul bugetului și acele amendamente. Dar ce, credeți că deputații de la noi nu merită un adaos la salariu, nu merită un salariu decent, dacă facem o analogie cu alte țări, cu țările vecine chiar, pentru că unii s-au plâns dintre legiuitori că salariul de 10-11.000 de lei este foarte puțin pentru ei. Dar care e salariul mediu pe economie? Dumneavoastră, spuneți-ne, vă rog. Salariul mediu pe economie e în jur de 6-7 mii de lei. Până la așa? În jur de 6.000 de lei. Păi este și firesc. Salariul trebuie să fie proporțional salariul mediu pe economie. Avem guvernare, avem legislativ, care oferă acele condiții că avem un salariu mediu pe economie, iar salariul unui deputat trebuie să fie de 3-4 ori mai mare. Nu este corect. Deci undeva trebuie corelat... Trebuie să fie echidistant, e corelat acest salariu. Dar credeți dumneavoastră, iată, că o familie poate supraviețui cu 6-7.000 de lei, mai ales pe timp de iarnă? Da. Cu facturi și cu tarife, în creștere? O familie nu poate supraviețui cu 6-7.000 de lei.
Este dureros și acum, mergând în teritoriu, întâlnindu-mă cu persoanele în etate, cu pensionarii, când îmi spun ce pensia e, pensie de 1000 de lei, nu pot supraviețui și noi trebuie să creăm locuri de muncă, locuri de muncă decente, ca oamenii să primească un salariu decent. Evident, trebuie să ne asumăm responsabilitatea și pentru pensionari, cei care trăiesc la minimum de existență. Noi, în programa noastră, și noi propunem, în cazul în care, dar noi vom ajunge la guvernare, pensia unui pensionar trebuie să fie la nivel de 80% din salariul mediu pe economie, ca să poată supraviețui și face față acelor provocări cu care se întâmpină. Eu am așa o închipuire că astăzi statul, guvernarea, pune cetățenii în fața acestor provocări pentru a vedea cât vor rezista și cum va rezista cetățeanul nostru. Și e trist ce se întâmplă, dar noi suntem optimiști și credeți-mă că noi ne dorim o viață mai bună pentru cetățeni și vom reuși aceasta să facem. Noi avem multe, dar noi înțelegem că salariile sunt mici, pensiile sunt mici, dar noi ca partid politic, noi încercăm prin diferite proiecte a partidului politic și prin diferite programe să le ușurăm viața cetățenilor. Și aceasta trebuie să-și pui în sarcină fiecare politician. Că sarcina lui principală este de a face ca locuitorul țării și cetățeanul Republicii Moldova să trăiască bine și să nu plece din această țară. Rămânem tot la capitolul bani, dacă vorbim despre bani. De unde ia partidul politic Șor bani pentru a-și realiza proiectele? Noi tot ceea ce am realizat în municipiul Orhei, în raionul Orhei, în primăriile care le-am câștigat, unde sunt reprezentanții partidului politic Șor primari, noi nu accesăm credite. Noi nu stăm cu mâna întinsă. Noi administrăm eficient localitatea. În primul rând, pe exemplu Orheiului, bugetul orașului s-a majorat de 3 ori, din 2015 până în 2019. Ce înseamnă aceasta? O administrare corectă, eliminarea corupției, contractele de achiziții transparente și multe lucruri care sunt îndreptate pentru un lucru corect a fiecărui angajat din administrația publică locală. Și bani sunt în această țară. Bani sunt, dar trebuie să fie administrați corect, să fie eliminat factorul corupției. Chiar recent eram într-o localitate și mi s-a spus că au fost instalate sistemele acestea LED de iluminare și că mi s-a spus că un sistem LED de iluminare costă 3.700 de lei, pe când în municipiul Orhei am instalat sisteme LED de iluminare și costă, tot aceleași sisteme costă 700 de lei. Diferența de 5 ori. Iată, de unde se iau bani? Când lucrezi corect, când nu vâri mâna în buzunarul public, când toți achită corect impozite, când toți sunt egal în fața bugetului, bani sunt. Ați vorbit anterior despre bani, despre credite externe. Oficialii noștri zilele acestea au tot vorbit despre un nou memorandum cu FMI, pentru că acum în martie expiră termenul acordului cu Fondul Monetar Internațional. Domnul prim-ministru spunea anterior că avem nevoie de acești bani, acum nu, după asta invers, iată, acum ne bucurăm că vom primi totuși credite din afară. Dumneavoastră, cunosc că aveți și o experiență în spate în domeniu. Cum credeți, noi am putea supraviețui fără credite externe din veniturile noastre interne? Și ce facem, iată, eventual, dacă FMI-ul nu semnează acordul, un nou acord cu noi? Cu am putea noi supraviețui. Noi, Partidul Politic Șor, în municipiul Orhei, a supraviețuit și a făcut acele lucruri mărețe și frumoase fără careva credite externe, fără careva împrumuturi, fără nimic din exterior. Nu am putea supraviețui. Dacă
și ar dori această actuală guvernare. Și credeți-mă că putem. Bani în această țară sunt. Numai trebuie de administrați eficient. Și este posibil acest lucru de făcut și la Hâncești? Este posibil de făcut și acest lucru. De reparat școli, grădinițe, da, de făcut infrastructură? Este posibil. Este posibil de făcut și în Hâncești, dar eu n-aș vrea să fac multă agitație politică acum, că nu facem. Suntem, da. Dar este posibil. Și credeți-mă că noi știm cum. Și noi ne dorim în această circumscripție să schimbăm și să facem lucruri măreți. Domnule Balinski, avem undeva un minut până la final. Vreau să vă întreb acum, pe dumneavoastră, personal, ce v-a determinat să veniți în politică și anume în Partidul Politic Șor, să faceți parte din această echipă? În 2015 eu eram consilier municipal. În Consiliul Municipal Orhei. Eu am simțit și am văzut lucrurile frumoase și lucrurile care prima formațiune politică a început să le fac. Și lucrurile care le-a adus cetățenilor zâmbet pe buze și le-a ușurat viața. Și aceasta m-a făcut să vin în această echipă și aceasta m-a făcut să fiu parte a acestei echipe și aceasta m-a făcut ca să aduc zâmbetul la fiecare cetățean din Republica Moldova. Și eu îmi doresc ca fiecare cetățean din Republica Moldova să trăiască bine. Și credeți-mă, eu îmi iubesc țara, eu îmi iubesc patria și eu vreau să trăim în această țară și să renaștem această republică, să renaștem acest teritoriu și să-l aducem la acea glorie care a avut-o anterior. Iar noi vă dorim succes în tot ce vă propuneți să faceți, domnule Balinski, și vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră la dialog. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem săptămâna viitoare, vineri, exact la aceeași oră, aici, la Moldova, zi de zi. Toate bune, la revedere! Uite să merg la magazin să cumpăr mâncare pentru cină. Toată ziua îmi pierd după nimic, n-am reușit să gătesc. Dar ce-i păt? Păi am hotărât de dimineață să plec la cină, să-mi cumpăr niște tehnică, mobilă, mărunțufă pentru casă. Aoleu, pentru ce așa drum lung și timp pierdut în zadar? Suntem în secolul 21, eu cu familia mea de mult procurăm de pe internet magazin smartshop.md, chiar și de pe telefon, uite! Au absolut tot necesarul pentru casă, mobilă, orice tehnică, telefoane și multe altele. Plus la aia le poți lua și în credit. Ți le aduce drept la...